Crescătorii de ovine nu vor mai fi presați de timp. Asta deoarece executivul a anunțat că va prelungi termenul pentru cei care vor depune actele pentru comercializarea lânii. Se prelungește termenul pentru depunerea documentelor justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținută, dar și termenul până la care direcțiile pentru agricultură județene întocmesc situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, acest termen fiind 1 octombrie 2018 a declarat Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al guvernului. Valoarea sprijinului financiar este de un leu pe kilogram pentru lâna comercializată.